foarte rău pentru tine. Important. Cred că ar trebui să-ți îndrept atenția către Corina. Lângă Constantina te-ai schimbat foarte mult în rău datorită caracterului ei, nu? Din cauza caracterului ei viclean. Doar alături de Corina vei putea redeveni băiatul de la început. Amândoi ați fost înșelați în dragoste. Ștergeți-vă lacrima unul altuia și mergeți înainte. Vă susțin pe amândoi. Doamne, la cum poate să spun așa ceva? Prefer să ajung ultimul golan și needucat. Mai ales și când să ambii avem putina. Cuplu și ne gândim doar la partenerii noștri. Rei, am un deja vu, același ton imperativ, aceeași crâșnire de dinți, aceleași replici ca acum 8 luni. Îți amintești aniversarea de o lună? Și atunci, ca și acum, ai pus interesul personal și anume buna înțelegere din casă cu Andrei, mai presus decât înțelegerea iubitei. Ai aplicat aceeași strategie cu Ana, tot în detrimentul Tinei, făcând-o să pară în ochii publicului o femeie geloasă și invidioasă. Las-o pe Tina să-și spună părerea la momentul potrivit. Las-o să fie ea. Spune eu nu știu, nu e vorba de armonia din casă, este vorba că, pur și simplu, cred că în 8 luni de zile am avut la show și la scandaluri, încât ăsta nu trebuia continuat, atât. În rest, nu cred că... Se vede că Raymond o iubește foarte mult pe Constantina, însă aceasta este mult prea răsfățată. Nu cred că Ray mai poate suporta nazurile pe care Tina le are și nu cred că poate să mai tragă pentru relația asta. Ray, fii tare și... și cel mai bine este să vă despărțiți acum, nu când o să te lase pentru alt băiat. Nu pot. Zi, Oana,